Inițiativa legislativă privind prevenirea și reducerea risipei alimentare a fost adoptată luni de Senat. Conform proiectului de lege, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va realiza o platformă națională online pentru raportarea de către operatorii economici a datelor privind risipa alimentară. Inițiatorii proiectului au declarat că în România se aruncă anual 2,55 de milioane de tone de mâncare. Pe scurt pierdem zilnic cantități considerabile de alimente, în timp ce o mare parte a populației nu își permite accesul la alimente de bază. Printre măsurile prevăzute în cadrul proiectului de lege se numără: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării va realiza o platformă națională online pentru raportarea datelor privind risipa alimentară de către operatorii economici. Ministerul va publica de asemenea pe website-ul propriu date relevante anuale cu privire la progresele făcute pentru prevenirea și diminuarea crizei alimentare și va realiza strategia națională de prevenire și reducere a risipei alimentare, care va fi actualizată odată la 5 ani. Autoritățile administrației publice vor avea pentru prima dată în legislație obligația să ia măsuri împotriva risipei alimentare. Operatorii economici vor avea obligația să depună toate eforturile necesare pentru a încheia contracte prin care să doneze Produsele alimentare înainte de expirare, se vor stabili condiții mai puțin birocratice pentru organizațiile care preiau alimentele neperisabile de la magazine și lanțuri alimentare.